fac acest recurs la istorie, la talia morală și intelectuală pe care o avea doamna primă, să spun, a României atunci, care era Regina Mariei, lângă Ferdinand. Gândiți-vă la tipul de raport pe care ea îl stabilise cu Clemenceau sau cu Woodrow Wilson. Gândiți-vă cum a fost primită acum aproape 100 de ani Regina Maria la Washington și la New York de către Calvin Coolidge, președintele Statelor Unite. Și gândiți-vă că ne conduc memorii, dacă vreți să vedeți ce detentă intelectuală, ce pasiuni inedite, ce preocupări pentru istoria religiilor, ce excursiuni în zona arhitecturii, ce, repet, dragoste față de popor. Femeia care a luat buretele și a șters și a spălat sângele soldaților temporar cazați la Iași. Această femeie a avut și perspectiva unui moment istoric și a înțeles bunoare amenințarea venită din zona bolșevică. Astăzi ce avem, domnule Raș Bogdan?